Doamna, în încheiere câteva din experiențele de la Muntele Athos. Una singură. În primul rând, vă mulțumesc vouă, celor care ne-ați arătat astăzi seară că ați început deja practica contemplativă, ascultându-ne cu atenție și fiind atât de liniștiți. Voi ne-ați inspirat prin pacea pe care ne-ați oferit-o. Vă mulțumesc pentru asta. Eu personal am simțit că vine dinspre voi. Eu nu pot să trăiesc fără vorbitor, fără cei care mă ascultă și fără să intru într-o chimie cu ei. Și v-am simțit inimile deschise către cunoaștere și către simțire. Cunoașterea și simțirea trebuie să fie împreună. Este esențial pentru viața voastră și pentru viața mea este esențial să ai un părinte care să-ți fie GPS către împărăția cerurilor. Fără GPS nu poți ajunge la destinație. Dacă ești în mijlocul orașului Viena și trebuie să ajungi la hotel, ai nevoie de un GPS. Poți să ajungi, dar foarte greu. Deci un părinte, alegeți-vă, căutați-vă un părinte pe care să-l întrebați chestii. 1. 2. Alegeți-vă un părinte care să vă sfințească prin rugăciune și prin dragoste. Dacă aveți șansa și să vă dea Dumnezeu șansa, să căutați oameni cât mai sfinți, cât mai aproape de Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa să cunosc anul acesta. Am fost, de aceea sunt eu astăzi aici, pentru că dumneavoastră m-ați văzut că urc pe Aton. Probabil că nu știu cum m-ați invitat, că deștept nu sunt. Adică eu mă întreb ce caut aici în scaunul ăsta. Și îmi închipui că m-ați invitat pentru că m-ați văzut că urc pe Aton. Și dacă m-ați văzut că urc pe Aton, omul ăsta o avea o legătură cu părinții din Athos. Pentru asta probabil că m-ați invitat și vă și răspund că m-am întâlnit într-adevăr cu oameni sfinți care trăiesc pe Aton și care sunt pusnici. Și vă spun o mărturie de la un pusnic, de la un părinte, care a spus așa: ne-a văzut pe toți 12 și ne-a privit pe toți, așa ne-a scanat, ne-a privit și n-a spus nimic. S-a uitat la noi și noi la el. Și unul din cei 12, mai neaoși, întreabă: părinte, cum e cu viața asta? Ca să-l întrebe ce să-l provoace. El doar s-a uitat la noi așa. A creat un contact vizual întâi. Pentru că Dumnezeu ne privește și noi ar trebui să-L privim. Și El îmi spune așa tuturor, și acest mesaj vi-l ofer și vouă ca dar. Noi am făcut pași mulți până acolo. M-am uitat pe Steps, că e un programer. Am făcut 43 de kilometri în total, pe tot Sfântul Munte, în 5 zile. A fost minunat. Se uită la noi, ne scanează și zice, ascultând ce spune, ascultând întrebarea acestui minunat frate: fraților, lumea vă joacă, voi să nu jucați. Dar unul mai tântălău zice: cum adică? Și el spune, repet, lumea te joacă, tu nu juca. E o piesă, înțelegi? Și el se uită așa ca și cum, e clar că nu înțelege. El zice, să ai bani ca și cum n-ai avea, să ai mașină ca și cum n-ai avea-o, să ai casă ca și cum n-ai avea-o, să trăiești departe de acestea, dar cu ele, că n-are nevoie Dumnezeu de mașina ta sau de banii tăi sau de toate posesiunile tale, să trăiești cu ele ca și cum nu le-ai avea. Înțelegi? Da, cum am înțeles. Dragilor, să trăiți în lumea asta cu gândul la Dumnezeu și cu inima la Dumnezeu și toate cele de pe pământ să fie așa strict în utilitatea lor. Cu acest telefon poți să vorbești cu un prieten sau poți să te uiți la tâmpenii. Tu accesezi, tu alegi ce faci. Alegeți-L pe Dumnezeu prin toate mijloacele. Pentru că Domnul a spus, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Și e limpede că Dumnezeu ne-a cerut să folosim toate mediile pentru propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu și așa se sfințesc și mediile prin Cuvântul lui Dumnezeu transmis prin ele. Iertați-mă, iertați-ne să vă binecuvinteze Dumnezeu gândurile, să vă ocrotească Dumnezeu viețile, să vă dea Dumnezeu dorința interioară puternică de a fi cu Dumnezeu în fiecare zi și să simțiți.
iubirea lui Dumnezeu prin deschiderea inimii voastre în fiecare zi și veți trăi în această societate murdară ca în rai. Se poate, fraților, credeți-mă că se poate. Cu spovedanie deasă, cu împărtășanie deasă, cu Hristos alături, cu iubire cu prietenii, cu dragoste împărtășită, cu răbdare, cu îndelungă răbdare, cu pace în inimă, cu liniște. Toate acestea sunt realități vii. De voi depinde ce accesați. Doamne ajută! Mulțumim mult, părinte!